Anual, în România, peste 4.000 de femei mor din cauza cancerului la sân. Multe dintre acestea ar putea fi tratate și vindecate, dacă boala ar fi depistată la timp. Pacientele ajung însă cu forme în stadii avansate pentru că nu-și fac controle periodice, explică medicul radiolog Luana Lascu de la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Depistarea lui precoce oferă șansele unei reale vindecări sau unei supraviețuiri în condiții de viață similare celor normale pentru o perioadă lungă de timp. Cancerul de prostată este principala cauză de deces în cazul bărbaților cu cancer. Potrivit statisticilor, peste 2.000 de bolnavi din România pierd anual lupta cu această boală. Lipsa prevenției scade șansele de tratare și supraviețuire, spune medicul Cristiana Giormăneanu, director medical al Spitalului Județean de Urgență Craiova. De aceea, instituția a decis să-i motiveze pe dolgeni să-și facă testele care depistează aceste boli, oferindu-le bilete gratuite la festivalul Intensity. Astăzi, la ora 10, deja pentru ecografie de sân se programaseră 15 paciente, 15 femei, de fapt, să nu le spunem paciente, că nu este vorba de paciente. Trei femei s-au programat pentru efectuarea unei mamografii și 14 bărbați pentru evaluarea PSA. Ideea biletelor gratuite la festival contra analizelor medicale li se pare interesantă craiovenilor. Multora le e greu însă să ia decizia de a merge la medic. V-ați face aceste analize gratuite ca să mergeți? Da, da, de ce nu? De ce nu? Poți să donezi și sânge. Da, de ce nu poți să donezi și sânge? Deci nu mi se teamă de așa ceva. Nu mi le-am făcut... Nu știu să dau un răspuns nici pentru mine. O să încerc să și promovez verbal această campanie, adică să mergem cât mai multe. Și o să mergeți și la festival? Dacă îmi permite timpul, sigur că da. Organizatorii festivalului pun la dispoziție 110 bilete gratuite persoanelor care își fac analizele pentru depistarea cancerului de sân sau de prostată până pe 23 august. Cei interesați se pot programa la Spitalul Județean de Urgență Craiova la numărul de telefon dedicat acestei campanii și afișat pe site-ul spitalului. Festivalul Intensity va avea loc în perioada 26-28 august la Craiova. Nume mari ale muzicii internaționale, printre care Paris Hilton, Jason Derulo și East 17 sunt printre artiștii care vor urca pe scena festivalului.